SCR AGS anunță că va întrerupe furnizarea apei potabile marți în intervalul orar 9-13 pentru executarea unor lucrări. Vor fi afectați de lipsa apei potabile consumatorii din perimetrul cuprins între strada Ametistului și Aleea Universității și cei din zona campus a Universității Ovidius din Constanța. Reprezentanții RAJA își cer scuze pentru neplăcerile create abonaților din zonă, pe care îi asigură că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, toți consumatorii sunt rugați să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.